Seborea. Cum ținem sub control excesul de sebum? Tenul seboreic îl recunoaștem după luciul specific, după porii dilatați și culoarea ușor gălbuie. Seborea afectează în egală măsură atât bărbații cât și femeile, începând de la vârsta de 13-15 ani și chiar la vârste adulte de 40-50 de ani. Seborea se poate extinde atât pe piept cât și pe scalp. Ca patologie, seborea înseamnă o secreție în exces de sebum datorată acțiunii hormonilor androgeni asupra glandelor sebacee. Dacă glandele sebacee secretă sebum normal, acesta, prin canalul pilosebaceu, se deplasează până la suprafața pielii, creind o protecție hidrolipidică a acesteia. Dacă însă secreția de sebum este în exces, se modifică și calitatea acesteia, acidul oleic fiind în cantitate mai mare prezent, porii se deschid și apare acest aspect de coajă de portocală. Care sunt cauzele care determină seborea? În primul rând sunt cauzele genetice. Tenul gras se moștenește. Dar, tot așa de bine, pot să influențeze seborea dezechilibrele hormonale, o alimentație necorespunzătoare, o digestie deficitară, precum și emoțiile, stresul. Factori care influențează în mod negativ seborea sunt căldura, umiditatea, lipsa soarelui și lipsa activităților fizice. Cum tratăm seborea în cabinete, respectiv acasă? Cum ținem sub control seborea? Dar mai întâi să vedem care sunt aspectele pe care le putem întâlni. De la cele mai ușoare cazuri de seboree, unde avem doar luciu specific în zona T a feței, seborea poate să avanseze până la dermatită seboreică. De asemenea, dacă tot organismul este deshidratat, această deshidratare se recunoaște și la nivelul pielii și atunci începe o descoamare în zona aripilor nasului, la sprâncene, în canalul auricular, precum și în spatele pavilionului urechii. Înainte de a trata seborea în cabinet, trebuie să facem un diagnostic obiectiv, un diagnostic prezumptiv, în care să avem în vedere vârsta, precum și starea tenului. După ce am hotărât câte ședințe vom efectua și care sunt produsele pe care le vom oferi pentru uzul personal acasă, vom începe cu demachierea tenului, după care vom folosi un exfoliant pentru a decongestiona porii, apoi substanțe active care să regleze secreția de sebum, după care putem efectua un ușor masaj sub aburi, o curățire, dacă este cazul, după care vom aplica o mască, fie pentru reglarea secreției de sebum, fie o mască calmantă sau de curățare profundă. Avem la dispoziție, sigur că da, mai multe linii cosmetice cu care să lucrăm. Să vedem Solani ce ne propune pentru tratarea tenului seboreic. Laptele demachiant pentru ten gras, pe care îl găsim, bineînțeles, și în cantitate mică pentru retail, sau spuma demachiantă, după care vom folosi obligatoriu loțiunea tonică neagră cu ihtiol, atât acasă cât și în salon. Deci am efectuat curățarea tenului. După care vom efectua un peeling cu ajutorul cremei exfoliante. Aceasta este varianta de retail, dar există și varianta de salon în cantitate mai mare. Dacă tenul este matur, atunci ca și peeling putem să folosim serul exfoliant de 5%. După care vom face un ușor masaj cu crema de curățare profundă cu lipamină. Masajul cu crema de curățare profundă cu lipamină îl facem ori sub aburi, ori umezindu-ne din când în când degetele, pentru că este o cremă non-grasă și nu putem să facem altfel masajul.
Peste crema cu lipamină vom pune gelul accelerator cu lipamină. Rolul lor este de a dizolva sebumul din pori. Dacă am făcut extracție de comedoane, bineînțeles vom dezinfecta cu loțiunea dezinfectantă fără alcool. După care vom aplica o mască. Masca poate să fie o mască cremoasă, și anume masca cu sulf. Masca cu sulf, sau putem să punem o mască peel-off de curățare profundă. Aceste două măști pot fi folosite și pentru acasă, la fel ca și măștile Purderm, masca cu aloe vera și colagen sau masca cu cărbune activ și colagen. Pentru tenurile mature, atât în cabinet sau și acasă, putem să folosim de la Solani peelingul enzimatic și serul pentru reglarea secreției de sebum ultramat. La fel, în cabinet putem să folosim varianta mare a serului ultramat sub denumirea de complex. Bineînțeles, avem nevoie de o cremă de final. Crema de final poate să fie crema cu biotină, la fel se poate folosi și acasă ca și cremă de zi, sau crema cu niacină, special destinată tenurilor care au seboreie uscată. De asemenea, dacă tenul este matur, pot să folosesc crema catifia. E foarte important, după ce am efectuat un tratament cosmetic, să indic pentru acasă utilizarea produselor specifice tenului seboreic. Să vedem acum ce ne oferă brandul Spiller pentru tratarea seboreiei. Din nou, trebuie să demachiem tenul, bineînțeles, și avem mai multe variante. Avem lapte de machiant cu castravete și loțiunea tonică cu castravete. Bineînțeles, se pot folosi atât în cabinet cât și acasă. Avem spuma de machiantă bio. Avem loțiunea tonică cu hamamelis. Pentru uz special în cabinet avem tonicul cu AHA. Deoarece conține acid de fructe, îl vom folosi numai în cabinet. Sau avem un lapte de machiant exfoliant special destinat tenurilor grase. Aceste produse pot fi folosite atât pentru acasă, cât și în cabinet. Ele au variantă de cabinet unde cantitatea este mai mare, dar au și variantă de retail unde cantitatea este mai mică. Peelingul pe care îl vom face, respectiv exfolierea, putem să o facem cu exfoliantul cu enzime special destinat saloanelor cosmetice sau putem să-l facem cu ajutorul măștii Terasil, pe care o combinăm, bineînțeles, cu loțiunea tonică cu hamamelis. O lăsăm să acționeze timp de 5-7, maxim 10 minute, după care îndepărtăm. Practic, ce am făcut până acum? Am demachiat, am exfoliat și acum vom pune substanța activă. Substanța activă o putem găsi sub formă de fiolă purificatoare sau sub formă de complex. Dacă am efectuat extracție de comedoane, voi dezinfecta cu Acnoderm gel. Bineînțeles, în final trebuie să pun o mască și am la îndemână masca Terra California pentru ten gras sau am la îndemână masca herbal cu aloe. Masca herbal cu aloe pot să o folosesc în cazul tenurilor seboreice chiar și pentru masaj sub aburi.
Bineînțeles, pot să folosesc și o mască peel-off, și anume masca purificatoare peel-off pentru ten gras. În final, voi aplica o cremă de protecție, care poate să fie cu lăptișor de matcă sau poate să fie o cremă cu aloe vera și vitamina E destinată tenului gras în formula normală sau în formula light. E foarte important să știm că pentru acasă avem nevoie de demachiant, loțiune tonică, dacă se poate un exfoliant și, bineînțeles, o cremă de zi. Exfoliantul, respectiv o mască purificatoare, o vom folosi acasă doar o singură dată pe săptămână în cazul tenurilor seboreice. O altă variantă a tratării seboreei ar fi mezoterapia. MCCM ne propune pentru tratamentele de mezoterapie cu Dermapen fiole specifice și anume fiolă antiseboreie sau putem să facem cocktailuri din altfel de tipuri de fiole, cum ar fi fiola cu biotină, fiola cu vitamina A, multivitaminele A, E, C, bineînțeles, vitamina C, oligoelemente, dar e foarte important să folosim și produse de exfoliere, și anume salicylic removing-ul sau pur și simplu acidul glicolic. Tot de la MCCM putem să facem peeling-uri chimice în salon. Și pentru aceasta avem acidul salicilic 1, respectiv acidul salicilic 2. Aici diferă pH-ul. Pentru acasă, de la MCCM, avem o cremă purificatoare pentru tenul seborei. Deoarece seboreia, după cum spuneam, afectează în egală măsură și fața, dar și scalpul, precum și decolteul. Pentru scalp, Gamma Synergy ne propune un șampon antiseboreie, precum și un ser pentru reglarea secreției de sebum. Ambele se găsesc în variante atât pentru retail, cât și pentru salon. Șamponul pentru salon, pentru retail, precum și loțiunea antiseboreie pentru salon, respectiv pentru retail, sub formă de fiole. E foarte important să ținem sub control seboreia, pentru că ea se poate agrava de la formele cele mai ușoare, unde prezintă doar un luciu specific al tenului, până la dermatită seboreică. E foarte important să o ținem sub control prin tratamente cosmetice specializate, prin utilizarea acasă a produselor cosmetice special realizate pentru tenurile seboreice, dar să ținem ușor cont și de alimentație. Vă doresc succes!